Înainte, copiii mei! Trăiască România liberă! Au fost ultimele cuvinte ale maiorului Gheorghe Șonțu, cel care conducea batalionul 1 din regimentul 10 Dorobanți Putna. Comanda batalionului este preluată de capitanul Leon Carcalia, care cu aceleași cuvinte se avântă în luptă. Înainte, copiii mei! Un glonte îi curmă viața în scurt timp. Locotenentul Chivu Stănescu se aruncă în fruntea batalionului și, încurajându-i pe ostași, înaintează spre liniile inamice strigând: Mergeți tot înainte, băieți! Tot înainte! Un glonte îl nimerește în picior și cade. Apoi altul în frunte și strigătul lui nu se mai aude. În față vine locotenentul Grigore Gheorghevici, regrupează oamenii puțini care au mai rămas și aruncă din nou batalionul 10 Dorobanți în luptă. O baionetă dușmană îi sfârtecă trupul și grav rănit este scos de pe câmpul de bătălie. Batalionul 10 nu mai avea ofițeri și face șunțiunea cu compania regimentului 8 infanterie condusă de capitanul Walter Mărăcinanul și strigătul „După mine, băieți!” se aude puternic și ostașii s-au avântat cu ultimele puteri asupra redutei. Ajuns în vârful ei, capitanul a înfipt drapelul regimentului 8 infanterie și a strigat „Trăiască România!” Atât, a murit sub ploaia de gloanțe. Sergentul Mauriciu Brociner preia comanda batalionului și cucerește reduta Grivița. Pare un film, dar nu este. Sunt fapte de eroism, jertfe ale unor ostași armatei române, petrecute acum aproape 150 de ani. Când ne gândim la un eveniment istoric îndepărtat sau mai apropiat de vremurile noastre, pare așa, impersonal, dar el are o încărcătură emoțională și umană care ar trebui să primeze în fața datelor reci. Sunt oameni, ca mine, ca tine, ca noi, care și-au trăit viața în funcție de nevoile țării și nu de ale lor. Și țara i-a trimis la război. Și ei s-au dus. Și dacă nu i-a trimis, s-au dus voluntari. Dezbatem și comentăm faptele istorice, dar în spatele lor sunt oameni, ca mine, ca tine, sau poate altfel. Cine au fost aceștia? Cum erau ei? Ce sânge le curgea prin vene? Ce aveau ei și noi am pierdut? Haideți să vedem! Astăzi vorbim despre eroii care au căzut în asaltul asupra redutei Grivița din 30 august 1877, războiul de independență. Nu ne referim la cadrul istoric general, situația României, evenimentul istoric în sine și ce semnificație are în existența noastră ca stat, ci vorbim despre oameni, despre eroi, despre cei care au stat sub ploaia de gloanțe și nu s-au mai întors acasă. Chiar dacă vom nominaliza puțin prin aceștia, e ca și cum i-am pomenit pe toți. Maiorul Gheorghe Șonțu. Despre Gheorghe Șonțu, scriitorul Duiliu Zamfirescu spunea că este un om vesel, harnic, iubitor de lume și petreceri, iubitor de femei și întâmplări galante, răbdător și mai presus de toate, cumpătat și bun. Ziua călare, noaptea pe jos. Părea cel mai vânjos dintre oamenii batalionului. Vorbea blând și hotărât, privind parcă tot mai departe de clipa prezentă, senin și frumos, ca un voinic din vremuri de demult. Eroul nostru s-a născut la 5 octombrie 1841 într-o familie de militari. Tatăl său era capitanul Nicolae Șonțu, cel care, alături de Scarlat Târnăvitu, a condus grupurile de revoluționari focșăneni în 1848. Gheorghe Șonțu a urmat cursurile școlii din Focșani și, pentru a păstra tradiția familiei, la 18 ani se înscrie la Școala Militară de Ofițeri din București. După absolvire, este repartizat la Regimentul 5 Infanterie, aflat aproape de casă, la Brăila și Galați. Urcă apoi în ierarhia militară de la gradul de sublocotenent la cel de locotenent în 1864, capitan în 1867 și major în 1874. În anul 1875 este mutat la regimentul 6 Dorobanți Focșani, fiind comandant de batalion, care va lua apoi numele de regimentul 6 Dorobanți Putna, prin contopire cu batalioanele de grăniceri și milițieni
din județele Putna, Tutova, Tecuci și Râmnicu Sărat. Un regiment era o unitate militară mai mică decât o brigadă sau divizie. Avea în componență mai multe batalioane, care la rândul lor erau formate din câteva companii, divizate în plutoane care conțineau mai multe grupe. Dorobanții făceau parte din infanterie. Erau soldați care purtau la căciulă pene de curcan, de unde li se trăgea porecla de curcani, poreclă ce va fi transformată în renume de Vasile Alexandrii prin poezia sa bine cunoscută Peneș Curcanul, dedicată eroului dorobanț al războiului de la 1877, Constantin Țurcanu. În anul 1876 era clar că între Rusia și Imperiul Otoman este pe cale să izbucnească un conflict. Armata română se reorganizează și regimentul 6 Dorobanți Putna primește numele de regimentul 10 Dorobanți Putna cu reședința în Focșani. Avea în componență două batalioane cu câte patru companii teritoriale, fiecare companie avea în componență 150 de soldați. Deci un batalion era compus din 600 de oameni, din care 9 ofițeri, în frunte cu comandantul regimentului, locotenent colonel Gheorghe Măldărescu. Regimentul avea la dispoziție 2 medici și o secție de sanitari. La 3 aprilie 1877, regimentul primește ordin de pregătire pentru campanie și după 7 zile pleacă cu trenul până la București și mai departe în marș forțat spre Dunăre. La 12 aprilie 1877, România permite trupelor rusești să treacă pe teritoriul său pentru a ajunge în Turcia. Orașele românești de pe Dunăre sunt bombardate de turci. La 10 mai 1877, Principatul României, aflat sub suzeranitate otomană, anulează plata tributului. Cu o zi înainte, Mihail Cogălnicianu proclamase independența de stat. În 10 iunie 1877, rușii trec Dunărea. Armata se împarte în 3 corpuri, urmând să atace pe flancul de est cetatea Rușciuc, în vest Nicopole, în timp ce cu un detașament de înaintare intenționa să avanseze rapid spre Velico-Târnovo, în Bulgaria, să treacă munții Balcani și să ajungă la Constantinopol. Reușesc să cucerească cetatea Nicopole, înregistrând pierderi foarte mari și cu forțe scăzute se îndreptau spre Plevna, unde turcii sub comanda lui Gazi Osman Pasha, un celebru comandant militar turc, cantonaseră trupe însemnate și bine pregătite. După 2 asedii nereușite, rușii cer sprijinul armatei române, astfel că principele Carol I al României ordonă trupelor române trecerea Dunării. La 10 august 1877, acestea aveau ca primă sarcină cucerirea redutei Grivița. Pe 29 august, generalul Alexandru Cernat, ministrul de război și comandant al armatei române, semnează ordinul de zi numărul 54, prin care stabilește coloanele de atac ale diviziei a 3-a și a 4-a, componența acestora, obiectivele de atac, modul de acțiune al infanteriei, artileriei și cavaleriei și misiunile diviziei de rezervă. Pe 30 august, coloana 1, avându-l la comandă pe colonelul Ipătescu Grigore, comandantul diviziei a 3-a, ajunge în fața redutei Grivița și se pregătește de atac. Onoarea de a deschide lupta i-a revenit batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți Putna, sub comanda majorului Gheorghe Șonțu. Dorobanții săi erau în linia 1, 2 companii, urmate îndeaproape de încă 3. Acestea erau conduse de locotenentul Chivu Stănescu, capitanul Leon Carcalia, capitanul Vâlcescu și Bengescu Dimitrie. Din ele mai făceau parte ca ofițeri sub locotenentul Gheorghe Pastia și locotenentul Grigore Gheorghevici. În dimineața atacului, majorul Gheorghe Șonțu a fost trântit de pe cal în fața cartierului general, fapt ce era tradus de credința populară ca fiind semn rău. Știa că era primul în luptă, avea șanse minime să scape cu viață.
Chiar și domnitorul Carol I l-a sfătuit să stea în spatele trupelor pentru a se proteja. Acesta însă le spunea soldaților săi: am să cad dacă mi-o fi scris să cad, dacă n-am să ajung unde vreau să ajung. Și de voi cădea eu, or să ajungă alții. A stat câteva ore bune în mijlocul soldaților pentru a pregăti atacul și a îmbărbăta oamenii. Le spunea: voi sunteți cu copii și cu neveste, dragii mei, și dacă v-aș putea scăpa de moarte, aș vrea să mor eu, maiorul vostru, pentru voi toți, să mor de 1000 de ori. Și dacă mă veți vedea murind, să nu vă pierdeți firea. Să mergeți înainte cu capitanii și locotenenții și mai bine să muriți decât să vă dați îndărât. Atacul a pornit la ora 15:15. Și în acele momente, maiorul Șonțu le spunea soldaților: băieți, fiți viteji și înaintați fără frică. Nouă ni s-a dat onoarea de a deschide lupta, să arătați că suntem români bravi și că știm a învinge pe turci. Atacul a început pe o ploaie măruntă. Trupele se mișcau cu băgare de seamă prin negura deasă. S-au desfășurat în linie de trăgători. În mijloc se afla maiorul. În stânga și în dreapta sa, compania întâi sub comanda locotenentului Chivu Stănescu și compania a treia sub comanda capitanului Carcalia Leon. Era urmată de 3 companii care duceau cu ele sape pentru a stupa tranșeele și scări de asalt. La mică distanță venea batalionul capitanului Walter Mărăcinanu. Au mers în tăcere 1 kilometru și când au ajuns în culmea dealului, unde ar fi trebuit să se afle în apropierea redutei, așa după cum arătau hărțile întocmite în urma recunoașterilor din teren, au văzut în fața lor o vale largă, plină cu tufișuri, lungă de circa 700 de metri și pe un mal înalt, în depărtare, reduta Griviței. Valea nu era marcată pe nicio hartă. Hotărârea trebuia luată cu repeziciune și era clar că nu se puteau întoarce. Nu aveau decât un drum, înainte, sub gloanțele inamice, tot înainte. Maiorul Șonțu și-a dus oamenii până în fundul văii și, urmați de infanteriștii capitanului Walter Mărăcinanu, asemeni celor 300 de spartani ai lui Leonidas, s-au avântat în susul pantei spre redută. Turcii au lansat asupra trupelor române o ploaie de gloanțe și obuze. Artileria română a început tirul pentru a sprijini înaintarea dorobanților. Din nefericire, cu rezultate dezastruoase asupra propriilor soldați. Neștiind de existența acestei văi, tirul artileriei era prea scurt. Nu ajungea până la trupele otomane, ci bătea direct în propriile trupe. Prins între cele 2 focuri, batalionul maiorului Șonțu a fost decimat. Acesta a fost lovit în gât de o schijă de obuz și, strigând cu ultimele puteri: înainte, copiii mei, trăiască România liberă, a căzut. Atât pentru astăzi, dragii mei. Nu am terminat povestea. Cucerirea Griviței va continua și în videoclipul următor. Dacă ați ratat videoclipul despre organizarea armatei lui Ștefan cel Mare, vă rog să accesați imaginea următoare. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.